în lumea asta mare sunt și creaturi micuțe. Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice, minuscule, așa-s pixichida. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Fixichi. Fermoarul. Hei, Nolic, uite! De ce s-a dus Tom așa la culcare? Poate are vreo temă pentru o materie de la școală. Aha, tema de la sport. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Arăți foarte bine! Părinții abia mi-au cumpărat-o! Nu e frumoasă geaca? Și ce? Ai dormit îmbrăcat cu ea? Da, când am probat-o nu am mai vrut să o dau jos și am adormit îmbrăcat. Da, nimic nu-i plictisitor în preajma ta. Oh, cred că s-a blocat fermoarul. Și ce dacă? Poți să lași geaca pe tine. Oricum trebuie să mergi la școală, nu? Credeți că pot să stau la ore așa? Cum de-am reușit să rup fermoarul? Nu-ți fă griji, nu l-ai rupt. Nu încă. Acesta este un fermoar. E făcut din două rânduri de dinți mici care trec printr-un ghidaj. Ghidajul are două găuri în vârf și o gaură la bază. Când tragi de ghidaj pe fermoar, dinții se apucă unul de celălalt, iar cele două rânduri se transformă într-unul. Și gata! Fermoarul e închis. Pentru a-l deschide, tot ce trebuie să faci e să tragi ghidajul în direcția opusă. Apoi dinții se vor despărți. Dar fermoarul meu este blocat. Ce fac acum? Ce fac oamenii de dimineață? Fă ce fac ei! Fă exerciții, iar eu voi avea timp să mă gândesc. Unu, doi, trei, patru. Și cum rămâne cu mine? Fă și tu exerciții. 1, 2, 3, 4. Și 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 și 4. Simca, haide, gândește-te odată. Am transpirat deja. Curând, bine? Du-te și spală-te între timp. Te pot ajuta să te gândești? Nu prea cred, mai bine te duci și te speli. Cum merge, micule Tom? A găsit o soluție cumva? Cum? A găsit o soluție cumva? Înțeleg, nu a găsit nimic deocamdată. E așa cald. Prefăte că ești la Polul Nord. E foarte frig acolo. Și știi ce? Eu voi fi un pinguin. Ca, 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 ca. Hei, unde te duci? Nu mai suport căldura. Bine, stai nemișcat și voi încerca să găsesc problema. Vezi? Jocul ăla cu Polul Nord e amuzant, nu? Nu e asta, e Simca. Mă gândi la așa tare. Nu mă mai gândi la... Aha! Deci de asta nu se deschide fermoarul. E doar o bucată de ață blocată în el. Trage ghidajul în sus. Tidiș! Te poți dezbrăca acum? Mulțumesc mult! Ia privește, o ață! Asta era singura problemă. Glumești? Am transpirat atât din cauza unei ațe? În tehnologie, orice lucru mic contează. Îmi aduc aminte când oamenii de știință au construit primul calculator, acum aproape 60 de ani. Era o mașinărie imensă. Umplea câteva camere și avea mai mult de 1 milion de piese. Era o minune a tehnologiei. Dar dintr-o dată, această minune a făcut bum și s-a stricat. Nimeni n-a înțeles de ce. Calculatorul a încetat să meargă. Și asta a fost. Oamenii de știință au luat-o razna. Nu puteau găsi problema. În final, calculatorul s-a stricat din cauza unui fluture care a zburat înăuntru și s-a blocat între niște contacte. Da, serios!
Mașinăria asta imensă s-a stricat din cauza unui fluturaș. Așa merg lucrurile. Vezi tu, orice lucru mic contează. Dragule, micul dejun e gata. De ce te-ai îmbrăcat așa? Mă prefăceam că sunt la Polul Nord. Simca, de ce a durat atât să te gândești? Ei bine, știam că o să fie amuzant să-l văd pe micul Tom făcând exerciții și spălându-se pe dinți așa, atâta tot. Ăsta a fost planul? Păi da, nu pot să glumesc puțin? Fixiki. Trenul electric. Deodată, pământul e atacat de o navă de extraterestri. Dacă vin ajutoarele la timp, vom fi salvați. Haideți, repede, repede, haideți, jos din tren, haideți, haideți. Micule Tom, am venit să ne jucăm. Oh, în sfârșit ați ajuns. Am nevoie de niște extraterestri. Despre ce fel de extraterestri vorbești? Extraterestrii normali, știți de care? Vin să distrugă pământul și orice e pe el. Dar noi nu vrem să distrugem absolut nimic. De ce nu putem fi mecanicii trenului, ha? Mecanicii trenului? Nu știți nimic despre cum se conduce trenul? Oh, știm multe lucruri despre trenuri. Oamenii au inventat calea ferată acum mult timp, dar pe vremea aceea șinele erau făcute din lemn. Oamenii au început să le facă din metal tocmai în secolul 18. Primele vagoane de tren nu foloseau motoare pentru a se deplasa, în schimb, foloseau cai să le tragă. Mai târziu, caii au fost înlocuiți de motorul cu abur. Ardeau lemne și cărbuni pentru a fierbe apa din boilere, ceea ce făcea aburul care întorcea roțile. Iar fixicii erau acolo să ajute trenurile și să se asigure că toate piesele mergeau bine împreună. Dar nu se mai folosesc motoarele cu abur. Acum, șinele de tren folosesc electricitate. Aceste trenuri electrice circulă pe calea ferată aproape cu viteza avioanelor. Poate că știți despre trenuri, dar tot sunteți extraterestri. Calea ferată e a mea, deci trebuie să vă jucați cum spun eu. Oamenii au coborât, trenul pleacă din stație. Te pot juca ciu-ciu de unul singur. Și am s-o fac. Ciu, 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 ciu. Hei, de ce te-ai oprit? Nici asta nu ajută, nu mai merge deloc. Simca! Nolik! Unde sunteți? V-ați supărat pe mine cumva? Mamă, tata vine acasă curând? Nu, s-a întâmplat ceva? Am fost atacați de extraterestri. Trenul trebuie reparat imediat, altfel nu vom putea scăpa. Vrei niște ceai? Trebuie să găsesc o soluție. Simca, Nolik, știu că sunteți acolo. Iertați-mă dacă v-am rănit sentimentele. Chiar îmi pare rău. Numai voi puteți salva planeta de extraterestri malefici. În regulă, ne-ai convins să te ajutăm. Ei, ia să verificăm șinele. Nolik, după mine. Sunt mai rapid. Oh, se pare că nu ești așa rapid. Uite, am găsit ruptura. Micule Tom, șinele sunt stricate. Știu deja, și? Știi deja? De asta nu merge trenul. Ca și trenurile adevărate, cele mici merg cu electricitate. Dar nu mai sunt baterii în locomotivă pentru a atrage celelalte vagoane. Motorul primește electricitate de la șine. Fiecare bucată de șină are un cablu în ea. Dacă șinele se despart, electricitatea nu poate circula și ajunge la tren. Și fără electricitate, motorul trenului nu mai funcționează. Deci, conectează șinele, iar trenul va merge din nou.
Aha, una lângă cealaltă. Da! Ura! Trenul merge acum! Foarte bine! Vă jucați cu mine acum? Și cum ne jucăm de data asta? Oricum vreți voi, spuneți-mi! Trenul fuge pe șine condus de mecanicul Nolik, când deodată coboară din cer o navă spațială! Bună ziua, oameni ai planetei Pământ! Vin de departe, dintr-o altă galaxie! Ai venit să distrugi totul? Nu! Am venit să repar totul! Oh! Fixiki. DVD-ul. Șosețică, pleacă de aici! Oh, unde s-a dus? Oh, aici era! Bună, micule Tom! Ce e pe discul ăsta? Bună, Nolik! Bună, Simca! E o animație despre Gulliver în Țara Piticilor. Prietena mea, Janina, mi l-a împrumutat. Îl pot ține până mâine. Și despre ce este povestea? Păi, despre un tip care naufragează într-un loc unde oamenii sunt mici, mici, mici. Fixiki, adică? Nu, nu Fixiki, Liliputani. Liliputani? Aha, știi ce, Simca? Cred că Liliputanii ar putea fi strămoșii voștri. Nici gând! Bunicul nostru ne-a spus o poveste total diferită despre Fixiki. Când ceva e foarte bine făcut, atunci se spune că acel ceva e făcut cu suflet. Pe timpuri, oamenii făceau lucruri care țineau, iar în fiecare lucru lăsau câte o bucățică din sufletul lor. Acele mici bucăți din sufletul lor se transformau în mici meseriași numiți fixiki, care locuiau în acele aparate și aveau grijă de ele în fiecare zi. Și așa au apărut primii fixiki din lume. Dar cum anii au trecut, tot mai puține lucruri s-au făcut de mână și tot mai multe lucruri sunt făcute de mașinării în fabrici. Asta înseamnă că sunt tot mai puțini fixichii care se nasc din sufletele oamenilor. Din fericire, fixichii se pot îndrăgosti unii de ceilalți și pot întemeia familii, pot crește copii și pot învăța să devină niște reparatori fixichii onești și pricepuți. Deci ai greșit? Nu suntem deloc liliputani, suntem fixichii! Da! Fixiki! Ascultă, micuțule Tom, de ce nu ne pui filmul? Da, da, vreau să învăț despre liliputanii aceia. Da, chiar vreau. Sigur, vi-l arăt. Oh, nu! Ce se petrece? L-am stricat. Oh. Nu pot să-i returnez un disc stricat? Nu te panica! Ne uităm noi la el! Vino și așează-l aici! Micuțule Tom! De ce e discul acoperit de urme? Pentru că îl atingeam cu degetele. Cum adică de ce? E evident că nu știi cum funcționează un disc. Știi tu cum funcționează? Da, știu! Da? Dacă ne uităm la un disc printr-un microscop puternic, putem vedea rânduri mici de diferite culori și lungimi. Aceste rânduri sunt de fapt un cod pentru animații, jocuri sau muzică înregistrată pe disc. Într-un cititor de disc, un laser citește codul și îl transformă în poze și sunete. Dar dacă zgârii discul sau îl pătezi cu degetele murdare, laserul nu-l mai poate citi și discul nu mai merge. De asta trebuie să ții discurile curate și să le pui în carcasă. De asta trebuie să ții discurile de margini. Iar când ai terminat cu ele, trebuie să le pui înapoi în cutiile lor. Cum rămâne cu acesta? Trebuie să-l arunc acum? Stai puțin! Nolik, este timpul pentru o mega curățenie! Să ducem măturile!
Bine, micuțule Tom, verifică discul. Ia te uită, acum îți ții cum trebuie. Ura! Discul funcționează acum. Ura! Acum ne putem uita la animații despre liliputani. Hei, Gulliver, tu de ce stai aici? Ai văzut filmul ăsta deja? Știu, și ce dacă? Cum adică? Uită-te la grămadă de discuri! Unde trebuie să le pui? În carcase. Fixiki. Pârghia. Ești așa puternic. E așa de ușoară că o pot ridica cu un singur deget. O, vai! Dar crezi că ai putea să-ți ridici noptiera? Nu știu, n-am încercat. Atunci încearcă! Nu cred! Și ești cu mult mai mare decât noptiera ta. Dar uite, eu pot să ridic creionul ăsta mare. Și uite cât de mic sunt eu! Deci, cine e mai puternic, tu sau eu? Păi, cred că nu eu! Pixichii pot fi foarte mici, însă ei sunt de fapt mult mai puternici decât oamenii. Da, e adevărat! Ce, nu mă credeți? Ei, cine e mai puternic? Un elefant sau o furnică? Ați crede că elefantul? Ei, desigur, este mult mai mare! Dar știați că o furnică poate ridica 50 de furnici de dimensiunea ei? Iar un elefant nu poate ridica un alt elefant! Deci se pare că pentru mărimea sa, furnica e mult mai puternică decât elefantul. La fel sunt și pixichii. Pixichii sunt incredibil de puternici pentru mărimea lor. Pot ridica lucruri care sunt de 100 de ori mai grele decât ei. Iar pixichii pot sări de 50 de ori mai sus decât înălțimea lor. Dacă oamenii erau la fel de puternici ca pixichii, ar fi putut ridica o mașină pe cont propriu. Da, micule Tom, e timpul să devii mai puternic. Dar cum? Începe să ridici greutăți sau, dacă vrei, poți să folosești haltera mea. Nu, mersi. Am să folosesc greutățile tatălui meu. Sunt în biroul lui, cred. Oh, uite una! Și cealaltă unde e? Aha, aici erai. Am să descot eu de acolo. Haide, haide, încerc să te ajut. E blocată. În regulă. Stai puțin, o scot eu imediat. Ce e asta? E lipită de podea sau ce? Hei, ce-i cu zgomotul ăsta? Salutare, Simca. Nu putem scoate haldera de sub canapea. Hei, normal că nu puteți! Canapeaua apasă pe ea! Deci de asta nu se mișcă! Eu eram îngrijorat că mi-am pierdut forța! Ei, asta înseamnă că trebuie să ridicăm canapeaua! Nu putem să facem! E prea grea pentru noi! Putem să facem? Micule Tom, aduc crosă de hockey din camera ta! Nu putem să mutăm canapeaua cu o crosă de hockey! Nu te teme! Vei vedea! Uite! Am adus-o. Pentru ce e? O vom folosi drept pârghie. Pârghie? Păi da! O pârghie funcționează la fel ca acel leagăn din parc în care se dau copiii, care stă pe un punct de sprijin. Dar la o pârghie o parte e mai lungă decât cealaltă, iar acela este secretul puterii ei. Cu ajutorul pârghiei e posibil să ridici orice greutate. Tot ce trebuie să faci este să pui partea mai scurtă a pârghiei sub greutate și să împingi brațul mai lung în jos. Cu cât e mai lung brațul, cu atât mai mult ridici. Și așa pârghia face oamenii mai puternici. Deci, găsim un punct de sprijin undeva? Poate halterea asta funcționează oare? Bună idee! Acum gândești cum ar trebui. Ești pregătit, Tom? Să începem! Sprijină-te pe ea, micuțule Tom!
funcționează! Didi! Sunt așa puternic! Ați văzut? Acum priviți cum ridic haltera asta grea a tatălui meu! Uitați! Pot să fac? E exact cum ți-am spus! Mai bine să te antrenezi cu greutățile mele! Nu m-ai văzut ridicând canapeaua? Nu ai ridicat tu canapeaua! Maria a făcut-o! Ai mai auzit vreodată zicala? Cunoaștere e putere? Am auzit-o! Oricum, niște forță fizică nu ți-ar prinde rău! Deci ia spărghea cu tine și du-te să te joci hockey! Știi ce bine făcut sunt jucătorii aceia de hockey! Fixiki. Bagheta magică. A fost floare la ureche. Tocmai am primit bagheta asta magică de cadou, vedeți? Wow! Nu există așa ceva, să știi! Nu te cred! Hai să vezi! Bagheta mi îndeplinește orice dorință. Uite, astăzi vreau ca școala mea să fie închisă. Asta e dorința, te diși! Micule Tom? Tocmai m-a sunat profesoara ta. A spus că școala a dispărut complet. Ce ciudat! Deci nu mergați la școală? Ei bine, cum? În loc de școală vom merge în parc! Ura! Magie adevărată! Ah, ce minunat! Nu, nu există magie! Sunt doar iluzii! Nu știu ce sunt iluziile! Atunci când ceea ce vedem nu este ceea ce se întâmplă de fapt! Ai văzut vreodată un magician scoțând un iepure dintr-o pălărie goală? Crezi că e magie? Nu! Este doar o iluzie! În realitate, iepurele este ascuns în interiorul mesei pe care magicianul își pune pălăria. Capacul pălăriei are o trapă secretă. Și când magicianul își pune brațul în pălărie, apucă iepurele de sub masă și... Tara! Felul în care funcționează un truc poate fi secret, dar fiecare iluzie are o explicație. Vă spun că bagheta mea chiar e magică! Chiar acum aș putea să fac un iepure să sară din acest coș de gunoi! Asta e dorința! Diriș! Ah, nu asta voiam să fac! Seamănă mai mult cu un câine! Stați! Încă o dată! Asta e dorința! Diriș! Asta e dorința! Diriș! Micule Tom, poți să încetezi? O șosețică era îndeajuns și acum sunt trei! Hei, micule Tom! Spune iepurelui să nu mai latre atât de tare! Rușine că ai atacat copii nevinovați! Stați, am să vă fac mai mari! Asta e dorința! Diriș! Ce? V-ați speriat? Ai curaj să ne alergi doar dacă suntem mici? Wow, sunt imens! Sunt la fel de mare ca micul Tom! Sunt imens! Oh! Nolic! Ai grijă! Cum poți să trăiești așa de înalt? E atât de incomod! Iar eu am crezut că era mai greu când erați mici! Micule Tom, ești pregătit? Hei, cum am ajuns noi să avem trei câini? Vai de mine! Am visat că cineva mi-a dat o baghetă magică. Și apoi a trebuit să vă fac mari, știți? Și v-a văzut mama. Ce groaznic! Și eu aș fi țipat din cauza asta. Aș fi vrut să am propria mea baghetă magică. Noi, Fixikii, nu prea credem în magie, dar credem în ceea ce pot face oamenii, deoarece oamenii fac deseori minuni. Multă vreme, zborul pe cer părea a fi un vis imposibil.
Dar astăzi, oricine poate să se înalțe în cer într-un avion. Oamenii obișnuiau să creadă că doar magia îi poate duce pe lună. Dar acum astronauții au ajuns să se plimbe pe ea. În basme, oamenii puteau să se vadă și să comunice printr-o oglindă magică. Dar astăzi avem internetul și telefoanele la îndemână. Frigidere, televizoare, automobile, calculatoare. Există atât de multe lucruri pe care oamenii le-au creat. Lucruri minunate la care doar visau și pe care le credeau basme și miracole. O baghetă magică pentru ce? Întâi aș chiuli de la școală azi. Micule Tom, ești gata? Ți-am spus că mergem în parc. Și școala? Nu mă duc azi? Bună glumă! Poate și acesta e doar un vis? Nu! Doar că astăzi e duminică! Asta e magia adevărată! Fixiki. Ventilatorul. Depășește-l pe stânga! Haide! Acum depășește-l pe dreapta! Ai grijă la perete! Frânează! De ce nu ai frânat? I-a fost mult prea frică! Cum adică mi-a fost frică? Mi-a intrat ceva în ochi! Ce erau mâinile tale, rândul meu! Lasă-mă să-ți arăt cum se face! Ah, ce s-a întâmplat? Face figuri de ceva timp. Se închide de unul singur. Nu e mare lucru, îl pornesc din nou. Nu-mi place asta deloc! Haide, Nonic, să mergem înăuntru să ne uităm! Exact ca oamenii, și aparatele se pot îmbolnăvi. Pot avea o temperatură foarte mare și pot începe să strănute și să tușească. Iar dacă un aparat sau o mașinărie se îmbolnăvesc rău, uneori poate fi prea târziu ca să le repari. Nu ar fi mai bine să încercăm să prevenim ca ele să se îmbolnăvească? Toată lumea știe că oamenii care au grijă de sănătatea lor se îmbolnăvesc mai rar și trăiesc mai mult. La fel și aparatele. Mașinăriile se strică mai rar și trăiesc mai mult dacă sunt întreținute. De asta aparatele sunt verificate din când în când, curățate și unse. Asta se numește revizie preventivă. Iar reviziile sunt important de luat în considerare de către oameni și de către fixichii. Nu știai că în unele aparate sunt niște monștri oribili? Iubesc să atace fixichii și să-i mănânce! Cu cât mai mici sunt fixichii, cu atât mai mult le place monștrilor să îi mănânce! Cum de nu mi-ai mai zis niciodată de mâncătorii de fixichii? Nu am vrut să te... Bine, fricosule, hai să mergem! Simca, unde ești? Poate strica!
Tomul! Cum așa? Îți pun pe urmă! Am terminat! Acum să lungem! Vreau să încerc! În regulă! Al mâncătorului de fixichi. Dar nu m-am speriat deloc și am fugit direct la luptă. Iar Simca? Oh, s-a ascuns undeva. E fată și toate sunt fricoase. Așa că m-am luptat cu monstrul de unul singur. Un exemplu bun ce dovedește că fetele sunt fricoase și se ascund când se sperie? Ei, da. Dublajul a fost realizat în studiourile Fast Production Film. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol.